De ce are ursul coada scurtă? De mult, de mult, avea și ursul coada lungă, cum au și alte animale, vulpea, lupul, veverița. Într-o zi, mergea prin pădure și căuta mâncare. Nu găsi nimic, se stâmpere foamea și nu mai știa ce să facă. Atunci se întâlni cu vulpea, care căra o mulțime de pești. Îi furase, dar îi spuse ursului că i-a pescuit. Bună ziua, vulpe! Bună ziua, ursule! Dar ce de pește ai? I-am pescuit, așa să știi. Vulpe, dă-mi și mie din ei, că tare mi-e foame. Am căutat de mâncare, dar n-am găsit. Ascultă, ursule, eu am stat toată ziua să pescuiesc. Acum, de ce să împart cu tine? Mai bine pescuiește singur. Este foarte simplu. Nu trebuie decât să faci o gaură în gheață și să-ți baci coada prin ea. Peștii se grăbesc să o muște și rămân agățați de ea. Ursul dori să mănânce și el pește și se gândi să încerce metoda vulpii. Se duse la baltă și stătu el mult pe gheață cu coada băgată prin copt. Noaptea s-a lăsat și era un frig năprasnic. Coada îngheță. A vrut el să plece acasă, fiindcă nu mai putea de frig, dar când să scoată coada din coptă, nu a putut. A tot încercat de câteva ori, dar nu a reușit. Și-a adunat toate puterile și a tras o dată puternic, dar de data aceasta coada se rupse. Și, din păcate pentru bietul urs, nici nu mai crescu la loc.